Hello, bine ai venit! Bine ai venit pe canalul meu! Dacă nu te-ai abonat, abonează-te! Vreau să fac o simplă etalare din 3 cărți și 3 mesaje de la înger. Vreau să văd următoarele 24 de ore ce lucruri importante se petrec în viața ta, mai ales exact ziua de mâine. Această etalare este valabilă atunci când o asculți, atunci când o găsești pe YouTube, pentru că nu întâmplător se întâmplă unele lucruri, deci divinitatea ne ghidează și dacă v-a atras acest titlu, înseamnă că ai un mesaj de la mine. Bun, haideți să vedem următoarele 24 de ore, nu-l dăm prea mai mult, doar atât, 24 de ore, deci ziua de mâine. Așa, vibrația zilei, primei părți al zilei, apoi cartea centrală va spune vibrația acelei zile și cartea 3, vibrația celei de-al doua jumătăți ale zilei. Dar mai întâi de toate am să extrag 3 lamele de la Arhanghelul Gabriel, să vedem ce ne spune pentru ziua de mâine, ce urmează pentru ziua de mâine. Ok, drăguții mei. Primul mesaj este motivația. Roagă-te pentru călăuzire, pentru a ști cum să devii mai entuziasmată și motivată legat de acțiunile tale. Deci, draga mea, dragul meu, următoarele 24 de ore ești motivată să faci ceva pentru tine. Mijlocul acestei zile este nașterea. Ceva nou, precum un bebeluș, o idee, vești bune sau un nou proiect captivant plin de viață în tine și în jurul tău. Foarte interesant. Deci ceva nou, precum un bebeluș, o idee, vești bune sau un nou proiect captivant plin de viață în tine și în jurul tău. Foarte frumos. Iar spre seară spune așa, inspirație. Dă idee pe care o ai în inspirația divină. Acționează pentru a pune în practică. Aveți o idee și vă temeți să-l puneți în practică pentru ziua de mâine? Și haideți cu arcanele majore și să vedem cum va fi în următoarele 24 de ore. Mi s-a văzut soarele, deci va fi o zi în care veți renaște din ceva, dintr-o tristețe, dintr-o supărare. Va fi o zi în care veți fi foarte energice, veți avea o surpriză ale zilei. Cartea 1, închideți un ciclu de viață și reporniți cu un vibe bun, foarte bun. Judecata divină și a treia lamelă. Soarele, wow, bravo! Iar la baza pachetului este justiția. Justiția ne spune faptul că vreți să se facă dreptate într-o anumită situație pentru ziua de mâine. Prima lamelă ne spune, deci în primele ore ale zilei ne spune așa, că vă gândiți să lăsați ceva în urmă, să închideți un capitol de viață, să închideți ceva, o situație și să mergeți mai departe spre o lume mai bună. Iar la amiaza zilei, vibrația centrală al zilei, cum ar veni la amiază, ne prinde așa o euforie, un gând în care ne dorim ca divinitatea să facă dreptate într-o situație unde noi nu putem face dreptate, probabil într-o relație, într-o problemă, într-o... Cerem ca și cum divinitatea să intervină, să
terminăm odată cu această problemă, iar spre seară avem soarele. Soarele ne spune că încheiem bine ziua, încheiem toate problemele s-au dus și vine o seară liniștită. Probabil că veți fi mulțumită de ziua în curs, ziua care a trecut și veți fi mult mai optimiste, pentru că soarele ne spune că tot ce a fost greu a trecut, tot ce a fost întuneric lăsăm în spate, iar copilul din interiorul nostru renaște. Soarele este cea mai frumoasă carte și cea mai frumoasă arcană majoră. Deci, dragii mei, de mâine o veți lua ca și cum de la zero, veți fi mult mai optimiste, lăsați divinitatea să rezolve situația și problema care este foarte grea pentru voi și mergeți mai departe. Haideți să vedem despre ce este vorba, să mai trag o lamelă, să vedem cu ce vă confruntați în ziua de mâine. Cred că este vorba despre o relație foarte tumultoasă, foarte dureroasă. Mi s-a arătat cartea Sufletelor pereche a Flăcărilor gemene, sau o relație dintr-o viață anterioară. Sunteți foarte anxioși și sunteți deciși să nu vă mai întoarceți cu fața la această situație. Un om care, de când a plecat dintr-o relație cu voi, este foarte îmbătrânit, nu vede o situație să iasă din această problemă, nu găsește variantă de a veni către voi, pur și simplu timpul i s-a oprit în loc. Deci, dragii mei, voi cereți justiției să facă dreptate, iar acest om este la pământ. Dragii mei, vă pup și vă mulțumesc. Dacă nu te-ai abonat, abonează-te, iar dacă ai uitat să dai un like, dă-mi un like, te pup și ne vedem la următoarele etalări. Pup!